Hello, salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Pentru cei care încă nu mă cunosc, numele meu este Ovidia, iar în videoclipul de astăzi am să vă prezint 10 piese esențiale din garderoba unei femei care cred eu că nu ar trebui să lipsească niciodată. Am să încep cu articolul meu vestimentar preferat și anume o cămașă albă. Am să vă prezint în ce outfituri o puteți purta, însă vreau să vă spun că cu această cămașă puteți face cel puțin 3-4 outfituri. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Al doilea articol ar fi o pereche de blugi simpli, deschiși la culoare. Eu îi am modelul Mumfit, îi am de la Stradivarius pe aceștia și sunt mărimea 34. Cu o pereche de blugi poți crea un outfit fie elegant, fie sport, poți să-i porți și vara și iarna, deci categoric nu trebuie să lipsească din garderoba voastră. Să vă arăt outfiturile. Am ajuns și la al treilea articol, acesta fiind un sacou negru. Cine nu are un sacou negru în garderobă ar face bine să-și cumpere. La orice întâlnire de afaceri mergeți sau nu neapărat de afaceri, orice întâlnire importantă la care mergeți, la un interviu, la ieșire în oraș, probabil cu prietenii, dacă vreți să păreți puțin mai classy, aveți nevoie de un sacou negru. Să vină outfiturile! Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't... Alt articol foarte important este o gentuță sau o geantă neagră. Am să le prezint cele pe care le port cel mai des și asta gentuță mică pe care o pot purta în super multe outfituri, nu contează că mă îmbrac sport sau elegant, o pot face să arate bine oricum. Și încă o geantă mare neagră pe care tot așa o port sau o purteam cel mai des când mă duceam la facultate. Aceasta este Prada, vreau să spun că a fost cumpărată dintr-o piață de vechituri din Germania de către tatăl meu. De la sută originală pentru că a primit-o de fapt cu o factură din câte am înțeles eu. Mie nu-mi place să dau foarte mulți bani pe haine și hainele pe care le-am sunt cumpărate fie de la H&M, Bershka, Stradivarius, Zara sau chiar și din outlet-uri. Îmi place maxim să mă îmbrac din outlet-uri. Outlet-ul în care merg cel mai des în Cluj-Napoca este outlet-ul Stop Boutique. Am ajuns și la următorul articol și anume articolul cu numărul 5. Este vorba despre niște pantaloni tip creion. Pe aceștia îi puteți purta fie într-o ținută elegantă, vara, chiar și... Da, mai degrabă vara, aș spune. Dacă i-ați fi avut negri, puteați purta oricând voiați voi, la birou, la o întâlnire tot așa mai importantă. Acești pantaloni se pot purta totuși, chiar dacă nu v-ați fi gândit, și într-o ținută mai sport, luându-i cu niște Adidas Superstar albi, o să vă arăt imediat, și cu un tricou alb simplu. Consider că arată super mișto și tot așa puteți adăuga sacoul negru deasupra. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Articolul numărul 6 ar fi o rochiță simplă neagră, poate fi purtată fie office, fie într-un context mai summerish, să zic așa. Nu trebuie să lipsească din garderoba voastră. Orice femeie trebuie să aibă o rochiță neagră simplă în dulapul ei. Mergem
următorul articol. Acesta ar fi un palton de toamnă, iarnă, puteți să-l purtați cum vreți voi, fie iarna, fie toamna, atât timp cât sunteți atente la ceea ce purtați pe dedesubt. Eu cred că un palton negru este esențial în garderoba unei femei, însă, pentru că sigur toată lumea are un palton negru, vreau să vă prezint acest palton maro sau bej, bej maro să zic, care merge la foarte, foarte multe ținute, poate fi asortat fie cu niște Adidas, fie cu niște cizme elegante, îl puteți purta oricând și nu trebuie să lipsească din garderoba voastră. I don't know if I could ever go down. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go down. Watermelon sugar. Gecuța de blugi, unul dintre articolele mele vestimentare favorite pentru sezonul primăvară-vară. O port la rochițe, la blugi. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go down. I'm just thinking out loud. I don't know. Perechea de pantaloni negri, fără de care nu aș putea trăi. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Ajungem la ultimul articol al acestui videoclip, însă pentru că nu m-am putut decide exact care să fie ultimul articol, vreau să prezint aici mai multe perechi de papuci, fără de care eu nu pot pleca nicăieri. O pereche de Adidas alb simplu, am pe aceștia de la Adidas, au fost cred că 230 de lei, și aceștia de la Adidas, superstar. Ambele perechi pot fi asortate super mișto în tot felul de outfituri. Să le vedem! Și să nu uităm de perechile de pantofi cu toc negre. Merg la rochițe negre simple, rochițe office, rochițe de vară. Nu trebuie să vă lipsească o pereche de sandale negre sau o pereche de stiletto negri din garderobă. Pe aceștia am luat de pe deportat.ro, sunt cei mai comozi pantofi cu toc ai mei. Iar sandăluțele, care observați că sunt super forjate deja, le-am luat de la Deichmann în urmă cu vreo 3-4 ani, însă le port non-stop de atunci. Le-am purtat și la anunț când lucram, pentru că sunt foarte, foarte comode. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Vă aștept în continuare pe canalul meu pentru mult mai multe videoclipuri interesante. Nu uitați să-mi lăsați comentarii cu ce videoclipuri ați mai dori să vedeți pe canalul meu. Vă pup și un weekend fain vă doresc! Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où